Și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Ce faceți, oameni buni? Cum sunteți? Eu sunt un pic răcită, nu știu dacă vă dați seama după voce. Sunt un pic răcită de vreo săptămână, tocmai de-aia nici n-am avut clip vineri, pentru că nu m-am simțit în stare să... Nu știu, n-am avut energie să iau camera și să filmez și tot nu mi-am revenit complet, ca să zic așa. Nu înțeleg ce se întâmplă, tot curge nasul, mă rog, dar haideți să nu intrăm în detalii de răceala mea. Nu știu ce se întâmplă, iau medicamente, iau vitamine, dar se pare că ține la mine această răceală și nu vrea să plece de lângă mine. Am fost la câteva cumpărături și am zis să le împărtășesc și cu voi, dar după cum vedeți, am filmat cumpărăturile, pentru că nu am cum să nu le filmez atunci când vin de la cumpărături. Este mult mai confortabil, ca să zic așa, să le scot din pungă, din sacoșă, din ce sunt și să le pun pe blat, le filmez și după aia le pun la loc. N-are rost să le pun la loc și apoi să le scot ca să vi le arăt. Și între timp am mai făcut una alta, după cum vedeți în spatele meu, este întuneric afară și am zis că pentru a avea un clip, trebuie să facem și un intro, trebuie să și vorbim un pic, nu pot să vă arăt numai cumpărături și cam aia este. Plus că mai am și aici ceva care vreau să vă arăt, dar nu înainte de a vă arăta această cană minunată. Am fost zilele trecute cu Eric la cumpărături, am fost până în Tesco. Într-o zi când l-am luat de la grădiniță, a tot zis el că vrea la cumpărături și Florin trebuia să plece la muncă și am fost doar noi doi. Și se pare că și Eric are o pasiune ca și mine pentru căni, pahare și vreau să am un ceai în ea, nu știu cum să vă arăt. Să încerc să nu vărs, să vedeți ce scrie aici, nu știu dacă vedeți, sper să vedeți. Scrie Blooming Beautiful. Este singura cană înaltă, nu știu dacă vă dați seama, dar este destul de înaltă. Momentan am un ceai de mușețel aici, care de când l-am făcut s-a și răcit. Ideea era să stau să beau un ceai cu voi, să stăm un pic de vorbă și să vă arăt o mică, înainte de holul de cumpărături alimentare, o mică comandă. O mică comandă, da. O comandă micuță pe care am plasat-o pe Amazon. V-am spus într-un clip, în cel cu 10 produse care nu-mi lipsesc sau produse care nu-mi lipsesc niciodată din casă, că îmi plac aceste condimente de la Trader Joe's, Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend with Sea Salt,
garlic and onion. Este preferatul meu de departe. Am încercat, cred că încă două sau trei branduri de când am descoperit acest condiment și este un pic mai scump pentru că mă gândesc că prețul mărit este datorat importului din Canada, cred. Nu știu, mă rog. Dar nu mai eu folosesc acest condiment, Florin nu mănâncă și atunci un borcan din acesta mi-ajunge foarte, foarte mult. Nici nu știu ce termen de valabilitate are, sinceră să fiu. Nu știu, habar n-am. Dar era un set, ca să zic așa, un trio de condimente, tot de la Trader Joe's, toate trei, și am zis să le încerc. Unul este acesta. Chile, lime seasoning blend, just the right amount of salt and heat. Și haideți să vă spun și ce ingrediente are, dacă le găsim. Are sare, piper, lime, pudră de lime juice și red bell pepper. Haideți că vi l-am zis și în română și în engleză. Mă rog. Zero calorii și din ce am citit pe comentarii și chiar și aici pe recomandările de la Trader Joe's, zice că este delicios cu carne la grătar și am zis să-l încerc. Și după cum vă spuneam, era un pachet de 3 condimente și al treilea este acesta, care conține, stați să vedem ce conține, conține ceapă, semințe de țelină, piper cayenne, pătrunjel, busuioc, măghiran, foi de dafin, oregano, cimbru, rozmarin, chimen sau chimion, cum vreți să-i spuneți, semințe de muștar, coriandru, usturoi. Este un amestec de 21 de condimente și acesta spune că este pentru ce zice că este? Pentru burgeri? Mă rog, o să vedem la ce-l folosesc, dar cam așa a fost pachetelul. Și nu aici s-a limitat comanda mea de pe Amazon. Mie, nu știu dacă v-am mai spus, dar mie îmi plac foarte mult produsele Rio Mare. Și n-am mai mâncat de foarte mult timp un pate de somon. Și am luat două pateuri din acestea de somon de la Rio Mare. O să văd dacă îi place și lui Eric. Nici nu știu cât a fost acesta, nu mai mi-aduc aminte. Și tot de la Rio Mare am văzut acest filet de, de ce era asta? De macrou, dacă nu mă înșel? Cred că da, în suc propriu. Și am zis că să încerc una, să vedem cum este și apoi dacă o să-mi placă, o să mai încerc. Dar da, cam asta este micul haul dinainte haulului de cumpărături de pe Amazon. O să vă las link în descriere către ele dacă vreți și voi să le încercați. Vă las cu haulul de cumpărături alimentare și ne auzim îndată. Vă ziceam mai devreme că am făcut câteva cumpărături și am zis să vi le și arăt. Am găsit unele chestii la magazinul românesc, cum ar fi această Sana de la lăptăria cu caimac. Am tot auzit diverse chestii despre acest brand românesc pe, și pe Instagram și pe YouTube, în general pe social media. Și când am văzut sticluța asta de Sana, am luat-o mai mult de curiozitate. Eu, nu prea, eu personal nu prea sunt fan Sana. Mie îmi place iaurtul, în special cel grecesc și smântâna, dar am zis să-i dau o șansă. Și ce mi s-a părut foarte interesant e că nu curge, băi, oameni buni, nu știu, nu este atât de lichidă ca cele pe care le știm noi. Și asta este o descoperire recentă, aș putea spune. Am cumpărat-o acum vreo două, o săptămână sau două, tot de la magazinul românesc. Este, de fapt, o cremă de brânză,
Doamne, este atât de bună crema asta de brânză și atunci am recumpărat un borcan din acesta. Dacă o vedeți și voi, încercați-o pentru că vă garantez că nu o să regretați. Și pe de la magazinul românesc am luat două bucăți de pomelo. Doar astea le aveau. Presupun că acesta este roz și acela este galben înăuntru, după cum arată și ambalajul. Și niște castraveți din aceștia mici. Proaspeți, ca să zic așa, foarte, foarte fresh. Apoi, cred că astea sunt, da, de la magazinul românesc. Apoi, din Lidl, am mai prins câteva produse de la săptămâna grecească. Am luat o cutie din aceasta de suc de portocale cu miere. Nu știu, n-am mai încercat-o până acum, dar mi s-a părut destul de interesantă ideea. O să vedem cum este. Tot de la săptămâna grecească am luat și un borcan de miere, pine honey, nu știu, să vedem cum este, dar așa ca și aspect arată foarte bine. Și mi-am făcut zilele trecute niște paste cu sos de roșii, dar parcă mergea ceva extra. Și am văzut sosul acesta și m-am gândit să-mi fac paste cu sos de roșii și să pun doar puțin din acesta, gen o linguriță sau două, doar de să-l folosesc ca și un condiment, cum folosim și sosul pesto, ca să zic așa, adică nu să pun tot borcanul. Haideți că nu știu ce să vă arăt întâi. Am cumpărat doi burezi din acestea de baie, eu îi folosesc pentru, strict pentru a curăța baia și am deja doi, o să-i aruncăm și înlocuim. Apoi, tot de la săptămâna grecească, am luat o brânză din aceasta moale cu feta și măsline calamata și cam așa arată. Este destul de mititică, după cum vedeți, are 100 de grame. Să vedem cum este. Mie îmi place brânza aceasta moale, cea de capră, de la Lidl și de la Aldi o iau de obicei. Am luat și un pachet de piept de pui, vreau să fac mâine niște frigărui, adică eu le prepar și Florin le face afară la grătar, dar probabil că o să vă iau câteva cadre și de acolo, chiar dacă este poate pe mâine, dar nu este bai, îl facem tot un daily vlog. Apoi am recumpărat, bineînțeles, acest iaurt grecesc. În ultima perioadă, de vreo două săptămâni încoace, mănânc aproape zilnic cel puțin un iaurțel din acesta și atunci dacă mănânc și eu unul, dacă mai vrea și Eric, atunci se duc destul de repede. Și am găsit un set din acesta de două perechi de șosete foarte colorate, mi s-au părut foarte frumoase așa de primăvară, pentru mine sunt astea, cu fructe pe ele. Asta nu mai știu cât au fost, sinceră să fiu. Tot de la săptămâna grecească am găsit acele paste. Nu știu să vă spun detalii despre ele, cum sunt. Este prima dată când le iau. Habar n-am dacă o să-mi placă sau dacă o să-i placă lui Eric, dacă au alt gust. Nu știu. Și tot de la săptămâna grecească, aceste sunt fursecurile noastre, ca să zic așa. Doar că la mijloc au un pic de umplutură și au și înveliș așa un pic de ciocolată. Și a văzut Florin aceste două chestii și le-am luat lui Eric. Sunt două jucării din acestea din lemn. Acesta este cu litere și acesta este cu cifre, după cum vedeți. Și zice pe ele că sunt magnetice, ceea ce este super, pentru că cele care le luasem lui Eric pentru frigider, nu prea le mai avem pe toate, așa că, da, e o chestie ok, foarte bună că le-a găsit Florin. Nu mă așteptam să mai aibă jucării din acestea în Lidl, adică nu credeam că au ceva jucării. Și acum ceva așa... Ce și-a luat Florin? A luat două unghiere din acestea și un încărcător din acesta dual USB charger cu două porturi de aici și poți să încarci două telefoane, aparate simultan. Și cam astea sunt și din Lidl, iar apoi din Quality Safe, pentru că este în aceeași curte parcare cu Lidl-ul, am luat acele două pachete de chipsuri cu brânză și ceapă.
Le-am luat pe amândouă, înăuntru au 6 pachetele din acelea mici, erau la 2 la 2 lire sau ceva de genul. Iar apoi i-am găsit lui Eric această sticluță, pentru că au început deja să bage foarte multe chestii pentru Paște, de aceea și iepurașul, dar mi-a plăcut foarte mult sticluța asta și sper să-i placă și lui. Mai avea una cu roz, dacă, nu știu, aș fi preferat totuși altă culoare, nu neapărat bleul acesta, dar între bleu și roz am ales bleu. Apoi am refăcut un pic stocul de medicamente, ca să zic așa, pentru că Eric este un pic răcit și am luat două cutii din acestea de Nurofen și, nu știu, am luat acest sirop de tuse, habar n-am cum este, asta este ce avea acolo. Bine, mai avea unul mai ieftin, la vreo 60 de pii, dar am zis că nu. Bineînțeles, înainte să îl dau, o să citesc pe el și o să-l gust eu întâi, să văd ce gust are. Și am luat și pentru noi acest all-in-one, nu știu, este un sirop care este pentru răceală, pentru gât, pentru nas, pentru, după cum vedeți, scrie aici pe el, conține paracetamol și zice că este pentru dureri de cap, pentru febră, dureri nas înfundat, gât și tuse. Acum, nu știu cum este, momentan, Doamne ajută, n-am nevoie nici eu, nici Florin și sper ca Eric să scape repede de acești muci pe care i-are. Am văzut pasta asta de dinți de la Oral-B și am zis să o iau și pe asta. Mai avem pasta de dinți la baie, dar nu vreau să rămân fără și atunci am să-i dau o șansă și ăsta, să vedem cum este. N-am încercat-o până acum, sincer să fiu, nici nu știu dacă am văzut-o până acum pe asta. Dar da, mai schimbăm un pic. Și două periuțe de dinți pentru Eric, ca să îi le schimb pe cele care le are. Și au aici un butonel care se aprinde și una este portocalie și una albastră. Vedem, îi le dau să aleagă pe care vrea să o folosească prima. Dar da, cam astea sunt cumpărăturile. Mă apuc să le pun la loc și noi ne auzim puțin mai târziu. Și bineînțeles că facem și un pic de curățenie. Blatul din bucătărie era destul de murdar și era necesar să-l șterg, dar nu despre asta vorbim acum, ci vorbim despre faptul că au fost câteva zile foarte, foarte frumoase și, după cum vă spuneam, o să vedeți în clipele ce urmează și câteva imagini din parc. Am petrecut foarte mult timp afară cu Eric și petrecem în continuare, cum prindem o zi frumoasă, cum ieșim afară cu bicicleta. În fiecare zi, fie că plouă, fie că este soare, el are aceeași replică, mami bike, și atunci, da, ieșim cât de des putem, dar încerc printre picături așa să mai fac și ceva treabă, iar aici îmi pregătesc niște paste pentru la servici și am și o supă de roșii pe foc, pentru că nu mai făcusem de ceva timp. Și am zis să mai fac și o supă de roșii, pentru că mie personal, mie îmi place foarte mult supa de roșii. Și da, cum vă spuneam mai devreme, uitați și câteva imagini din parc. Am ieșit un pic într-un parc aproape de casă, unde să poată să meargă cu această bicicletă fără a ne fi frică de mașini sau mai știu eu ce. Și bineînțeles că după puțină mișcare în aer liber, trebuie neapărat să mâncăm ceva. Și bineînțeles că ne-am oprit și la McDonald's pentru masa de seară a lui Eric, dar vă invit cu drag să urmăriți în continuare. Cam așa se încheie clipul de astăzi. Au fost câteva zile frumoase și am petrecut timp afară. V-am mai spus eu într-un clip trecut și mă repet pentru că ăsta este adevărul. Eric momentan efectiv este îndrăgostit de acea bicicletă fără pedale, balance bike se numește, în cazul în care vreți să căutați pentru cei care locuiți aici în UK. Este foarte, foarte dornic să iasă cu ea afară și aia este, petrecem cât mai mult timp afară și atunci timpul meu se reduce considerabil.
de la a filma și edita, pe lângă răceala asta care nu-mi dă pace, mai ies și afară cu Eric și atunci cam așa este, cam așa se încheie ziua și îmi pare rău că nu apuc să mai filmez atât de mult pe cât îmi pare rău că nu apuc să filmez atât de mult pe cât mi-aș dori. O să încerc să mă organizez să filmez mai mult și să am măcar două clipuri pe săptămână. Să vedem. Nu cred că pot tind de către trei momentan. Programul meu este destul de încărcat în următoarea perioadă. Este o zi extra de muncă la servici, adică din 4 zile câte lucram până acum, voi lucra 5. Dar trecem și peste asta, vedem cum va merge. Iar atunci când voi avea o zi liberă, garantat îi voi da înainte și voi încerca să filmez cât de mult material pot pentru voi. Pentru că atunci când nu mă simt bine sau când nu am timp, nu filmez. Iar atunci când mă pun să fie să filmez, ca și acum, nu mai mă opresc din vorbit, sau dacă mă pun să editez, chiar dacă știu că se face târziu și poate a doua zi trebuie să mă trezesc de vreme sau sunt obosită sau ceva, pur și simplu nu mă pot opri din editat. Mă captează atât de mult și nu vreau decât să termin și să văd rezultatul final. Dar da, cam acesta a fost clipul de astăzi. Eu sper din suflet că v-a plăcut. Am încercat să îmbin așa câteva imagini mai plăcute pentru voi, nu doar cumpărături, să stăm și un pic de vorbă și sper ca la următorul să mă descurc și mai bine de atât. Eu vă mulțumesc tare, tare mult că ați trecut pe la mine. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Dați-mi un like dacă v-a plăcut acest clip și dacă vreți să mai vedeți astfel de clipuri. Iar dacă vreți să mă ajutați, puteți să mă ajutați și cu un share, fie pe Facebook, fie pe Stories, pe Instagram. Mă ajută foarte mult să creștem această comunitate micuță și frumoasă. Dar da, până data viitoare, când ne revedem cu un nou clip, pupici, pa, pa!